Bună seara tuturor celor care sunteți aici în această sală, care sunteți interesați de subiectul viitorului. Totdeauna viitorul a interesat pe omul creștin încă din primele secole și în mod special pe credincioșii din timpul apostolilor de după plecarea Domnului Hristos. Dar n-aș vrea ca să fac multă introducere, ci aș vrea să prezint pe colegii de platou cu care vom discuta, cred eu, o temă care nu am mai discutat-o și nu am mai dezbătut-o în formatul acesta și cred eu că este una de interes special atât pentru membrii Bisericii Ortodoxe și întreg contextul ortodox, cât și pentru membrii Bisericii Adventiste, pentru că totdeauna problema escatologică sau a viitorului i-a interesat pe credincioși. Și tocmai din cauza aceasta v-am invitat pe dumneavoastră ca să participăm la o astfel de discuție. Vreau să prezint colegii cu care vom discuta subiectul acesta și vreau să prezint pe preotul Octavian Solomon, profesor la Academia de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova, dar și preot în Biserica Cărpineni, Raionul Hâncești. Bun venit la discuție! Bine v-am găsit, regăsit de altfel! Vreau să prezint și al doilea coleg de platou, preotul Iulian Rață, care este președintele sectorului sinodal pentru activitate misionară, dar și profesor la aceeași Academie de Teologie Ortodoxă din Republica Moldova. Și acum am înțeles și preot la o biserică din Chișinău, care n-am reținut... Lucașin. Așa. Bun venit la studiul acesta și discuția aceasta pe care vom avea în aceste momente. Cu Doamne ajută! Vreau să prezint și colegul pastor, pastor al Bisericii Adventiste. Noi socotim că pastorii sunt membri ai Bisericii Adventiste, dar și pastori la nivel mondial în toată lumea, dar la moment pastorul Valentin Dănăiață este conducătorul Bisericii Loma Linda, Statele Unite și pentru o vreme este pastor al Bisericii Hâncești, pentru 2 săptămâni. Și eu, Ilie Vâlcu, moderatorul acestui program, sunt împreună cu dumneavoastră. Aș vrea pentru început să pornim discuția de la capitolul 2 al epistolei lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 2 începe cu reglarea unei erori care există între creștinii din Tesalonic, precum că Iisus Hristos ar fi venit. Și se zvonea printre ei că Iisus deja a venit și noi suntem în timpul venirii lui Iisus Hristos și Apostolul Pavel se grăbește ca să le scrie și să îndepărtează această eroare și le spune că atât cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă, deci în original apare cuvântul parusia, da? Când revine Domnul Iisus Hristos. Și zice să nu vă lăsați clătinați de învățături ca și cum Iisus ar fi venit. Ci înainte de venirea lui Iisus Hristos trebuie să se întâmple anumite evenimente. Unul dintre ele este lepădarea de credință. Probabil că Mântuitorul în profeția pe care o descrie în Evanghelie și îl inspiră și pe Apostolul Pavel să prezinte subiectul că lepădarea de credință va fi una masivă în creștinism sau când creștinismul va pierde teritoriu. Apoi el zice că următorul eveniment după lepădarea de credință va fi arătarea omului fără de legii, fiului pierzării și vorbește despre această taină a fără de legii. Deci acesta va fi subiectul pe care îl vom discuta împreună cu dumneavoastră în aceste momente. Am dat în căutare să vedem care este perspectiva generală a lumii cu privire la Antichrist, da? Ce se gândesc oamenii sau fețele nebisericești. Și ei prezintă că viitorul antichrist care va veni va fi o persoană din mișcarea New Age sau un lider a unei organizații prestigioase mondiale sau va fi unul dintre președintele Uniunii Europene sau presupuneri sunt că va fi un secretar general al Națiunilor Unite și tot felul de presupuneri ca și cum ar fi. Bun, aceasta se ocupă oamenii care nu sunt religioși, ci oamenii care fac filozofie și fac științe politice. Acum stăm de vorbă cu oameni care au de-a face cu Scriptura Cuvântului Dumnezeu. Cine este acest om al fără de legii? Da? Și de ce anume înainte de venirea lui și de venirea lui Hristos va fi lepădarea de credință? Cum vedeți dumneavoastră starea aceasta a lumii sau însuși a creștinismului, atât în mediul protestant cât și în mediul ortodox sau catolic? Cred că
Biserica Ortodoxă, în general, așteaptă pe Hristos și mai puțin pe Antichrist, de aceea nu prea îl descifrăm atât de mult pe Antichrist în scrierile Sfinților Părinți sau în Sfânta Scriptură. Nu cred că o să pot să vă răspund, să vă satisfac curiozitatea și să vă spun cine este Antichristul. Cred că lucrul acesta de 2000 de ani încoace au fost identificați foarte mulți antichriști, da? În decursul berindarea timpului, în decursul timpului, dar până la urmă antichristul cel mai înalt, la cel mai înalt nivel, încă n-a fost identificat, ca să-i spun așa, dar în timp au fost mulți antichriști. A fost Nero, care a fost identificat cu antichristul, Diocletian. A fost o perioadă de timp care deja se presupunea că ar fi perioada aceasta antichristică. Mi-aduc aminte chiar și în Biserica Rusă a fost o eroare că în 1592 ei nici n-au mai editat Pascalia, că spunea că s-au împlinit 7000 de ani și cu aici am terminat tot. Iar și a fost o perioadă 1666, toți spuneau că vai că e gata și cifrele vorbesc despre acest lucru, că ar fi o semnificație deosebită. Dar ce pot să vă spun? Că Hristos nu este concurentul Antichristului. Antichristul va veni cu o altă politică și religioasă sau politică națională, globală, cum vreți dumneavoastră. Cred că întrebarea se va pune, lumea îl va primi pe Antichrist, nu neapărat noi, lumea îl va primi pe Antichrist ca o perioadă sau ca o normalitate în momentul în care va apărea în istorie. Și putem să medităm așa, să înțelegem un pic acest subiect. Cred că la nivel global își vor pune lumea așa o întrebare. Cine este Hristos până la urmă și ce a făcut El? Ce a vindecat 3, 4, 5 șchiopi acolo? A hrănit 5.000 de oameni? Ce a mai făcut Hristos? Și vor ajunge la o concluzie că Hristos mai n-a făcut nimic în istorie. Și atunci acea persoană diabolică cred că va hrăni mult mai multă lume, cred că va vindeca mult mai multă lume, cred că va avea o politică a unei vești care va fi poate mult cizelată, nu în comparație cu Hristos, dar în comparație cu așteptările lumii. Și bineînțeles că în acel moment, mai ales că lumea este în căutarea darurilor acum, în căutarea enigmilor, în căutarea minunilor. Dacă o să vedeți în multe culte, și neoprotestante, și noi nu facem excepție din această perspectivă, lumea este îndemnată să privească minunile, tămăduirile, darurile care se aduc. Uitați-vă câtă lume îl caută pe Hristos, prin orez, prin macaroane, prin ce li se aduce la poartă, la ulei, cât de tare curge acolo harul divin când îi se dă un dar. Și cred că Antichristul va satisface toate aceste necesități atunci când va veni. Cine va fi el? Cum îl identificăm? Nu pot să spun, fiindcă noi ortodoxi îl așteptăm pe Hristos. Da, mulțumesc mult. Aș vrea... Am găsit într-o sursă, deci cartea se numește Pecetea lui Antichrist, codurile de bare și semnele vremului, de diacon Andrei Curaev. Am discutat chiar la început despre dumneavoastră. El spune așa, că de fapt creștinul ortodox nu trebuie să manifeste un interes special în căutarea lui Antichrist, ceea ce a zis și dumneavoastră, da? El nici nu trebuie căutat, se va arăta singur lumii. Doar trebuie, doar din când în când, să te uiți la un post de televiziune și va fi clar cine este Antichrist. Întrebarea mea pentru preotul Iulian, da? Sau ceilalți pot ca să ajute. Uite, dacă noi nu vom avea o imagine a lui Antichrist, oare nu e posibil ca cumva credinciosul sincer să-l confunde și să se închine Antichristului în loc, să se închine lui Hristos și de fapt să creadă? Pentru că spune Scriptura că vor zice, iată Hristosul, și se vor pleca în fața lui. Nu e posibil ca un creștin sincer să cadă în capcana Antichristului fără ca să fie atenționat de conducerea bisericii sau conducătorii de biserică? Noi în permanență avem o dezbatere la subiectul dat și noi singură dată am spus marea noastră greșeală a unora dintre noi, că noi ajungem mai mult să vorbim despre Antichrist decât despre Hristos.
Și aici stă punctul de bază spre care fiecare dintre noi trebuie să stăruim. Pierdem prea mult timp în căutarea Antichristului și nu în căutarea lui Hristos. Momentul ăsta este culminant pentru fiecare dintre noi. Ce ține despre întrebare directă, am să răspund foarte clar cu un verset din Sfânta Scriptură care spune foarte clar: după roadele lor îi veți cunoaște. Noi, după roadele cele care vor fi, vom cunoaște. Este al lui Hristos și este lucrarea lui Hristos, omul acela sau nu este. Ce ține de răspunsul direct, noi avem foarte clar Evanghelia de la Matei, capitolul 24. Și ne spune foarte clar cum va fi venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Va fi într-o slavă și s-a terminat. Nu va mai fi cum a venit cu 2000 de ani în urmă, blând și smerit cu inima, pentru ca să meargă pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. De aceea, dacă cineva îl așteaptă pe Hristos să vină în Valentin, în Iulian, în Constantin și în Ioan, se înșală amar. Noi nu avem ce-l aștepta în felul dat. El va veni într-o slavă multă, după cum foarte clar ne spune Evanghelia de la Matei, pe tăcodată, capitolul 24. Și mai apoi avem că va veni, tot acolo se spune, ca furul în miezul nopții. Și tot acolo, dacă vreți să o întâi tesaloniceni, toată spomenii din întâi tesaloniceni, iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu avem nevoie să scriem, căci voi înși vă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea, întâi tesaloniceni, capitolul 5, 1 și următoarele, ca un fur noaptea. Și cel mai frumos exemplu, ca să înțelegem și mai bine, mă întorc înapoi la Matei, capitolul 24, se spune că va fi ca în timpul lui Noe. Oamenii se însurau, oamenii lucrau. Imaginați-vă doar scena asta. Noe, pe un deal oarecare, începe să construiască corabii. Doar vreau ca să vă imaginați toată această scenă, cum se întâmpla. Vă dați seama, pe un deal oarecare construiește o corabie. Nu e nici mare pe alături, nici ocean, nimic absolut. Și tot striga noi, pocăiți-vă, oameni buni, pocăiți-vă că s-a apropie împărăția cerului. Va fi potopă. Ai măi, ce-i cu tine? Și atunci când a venit potopul, i-a luat pe toți pe neprins de vestea. Pentru noi este mult mai ușor pentru ortodoxi în sensul ăsta. Pentru că noi nu stăm în așteptarea venirii Antichristului. Nu stăm în așteptarea venirii Antichristului. Noi nu-L căutăm pe Antichrist. Noi îl căutăm pe Hristos. Și atunci când ești în căutarea lui Hristos, chiar n-ai de ce să te temi. Pentru că noi știm destul de bine care sunt roadele după care cunoaștem pe cel care este al lui Hristos. Da, mulțumim foarte mult. Dați-mi voie să-l completez pe Părintele Iulian. Problema, dumneavoastră ați amintit un moment foarte interesant când ați citat din Curaie despre codurile de bară, probabil că o să mai auziți cu pașapoartele, cu o întreagă teorie din aceasta cu eschatologică, apocaliptică. Noi, dracii, nu-i căutăm în cartoane. Deci să fie foarte clar. Nici pe etichete, nici acolo chiar nu ne îndemnăm oamenii să caute. Există un curent din ăsta mai deosebit care totuși pune problema în această formă, dar aceștia am putea să le spunem că sunt pe marginea ortodoxiei. Ca să-l completez încă o dată pe Părintele Iulian, vreau să spun că capitolul 24 de la Matei, ca de altfel și alte capitole ocurente din Sfânta Scriptură, au parcă o profeție dublă. Da? Una se referă la dărâmarea Ierusalimului în contextul războaielor iudaice și parcă alta ar fi proiectată în viitor. Ce este interesant în capitolul 24 de la Matei, că textele par a fi concurente, adică ar fi simultane pe de o parte. Și aici ar trebui să ne punem întrebarea, o întrebare foarte interesantă. Primii creștini au fost într-o așteptare specială, chiar în aceste texte, dacă ne uităm. Și vedem mai multe versete din Sfânta Scriptură în care ne arată că Hristos parcă trebuia să fie contemporan cu venirea lui, trebuia să fie în momentul generației apostolilor. Ei, eu aș pune aș redirecționa, hai să spunem așa,
aș redirecționa un pic tematica spre o analiză, dacă o să avem timp acum sau altă dată, la acest lucru. Cât despre Antichrist. Vedeți că Antichristul ne va îndrepta spre lucruri efemere. Lucrurile care sunt la nivelul nostru. Pacea mondială, alte lucruri la nivel mondial, bunăstarea mondială. Pe când împărăția lui Hristos nu este din lumea aceasta. Da, vreau să... În plan spiritual e complet altfel se văd lucrurile. Vreau să subliniez ideea care ați spus-o și ați repetat-o, trebuie să-L cunoaștem pe Hristos. Aș vrea o întrebare către pastorul Valentin. Îmi permiteți să răspund și eu așa la ceea ce s-a spus până acum? Vă rog. Știu că ia timp dacă fiecare întrebare va fi dezbătută pe trei părți. Păi noi știu că vrem să mergem înainte, dar... Nu e o problemă. Bun, dacă venim și mâine, ok. Dar aș vrea să vă spun că mă provoacă felul dumneavoastră de a pune problema. Și pentru că mă simt provocat, îmi face plăcere să intru puțin în toată treaba asta. Spuneați la un moment dat, așteptăm pe Hristos, nu pe Antichrist. Și adevărat, nimeni nu cred că ar trebui să facă greșeala asta. Pe de altă parte, caracterul lui Antichrist, așa cum este prezentat în 2 Tesaloniceni, este fascinant de provocator. Adică Antichrist se numește și omul fără de lege. Iar fără de legea reprezintă o tentație a vremii noastre de a anula legea lui Dumnezeu. Dacă eu ar trebui să caut cu lumânarea sau cu lupa o anumită persoană, ar fi o pierdere de timp. Dar dacă eu ar trebui să fiu atent la curentul acesta împotriva legii lui Dumnezeu, pentru că omul fără de legii instituie sau provoacă un curent împotriva legii lui Dumnezeu, atunci biserica creștină ar trebui să fie foarte atent la aspect, foarte atentă la aspectul ăsta. Adică generație după generație, noi ne depărtăm din ce în ce mai mult de ascultarea de legea lui Dumnezeu. Nu mă voi uita după un om, dar mă voi uita cum credincioșii sau lumea devine din ce în ce mai secularizată. De asemenea, mă voi uita după un lucru și anume că tot ceea ce spune aici, și anume, uitați ce zice, zice că potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, de tot ceea ce este vrednic de închinare, că se va așeza în templul lui Dumnezeu, că se va da drept Dumnezeu. Toate lucrurile astea din 2 Tesaloniceni 2 cu 4 sunt posibile numai în condițiile în care legea lui Dumnezeu e dată la o parte. Când dai legea lui Dumnezeu la o parte, atunci în templul lui Dumnezeu se poate așeza oricine. Dacă legea lui Dumnezeu rămâne în vigoare, legea lui Dumnezeu nu dă voie ca acest lucru să se întâmple. De asemenea, este important sau fascinant pentru mine procesul progresiv. Omul ăsta al fără de legii va apare din ce în ce mai puternic pe firmamentul lumii noastre pe măsură ce ne apropiem de final. Zice aici că, uite, atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Deci în momentul în care Anticristul sau omul fără de legii va deveni foarte proeminent, momentul acela va coincide cu venirea lui Iisus Hristos. Dacă ne permiteți dumneavoastră, mergeți să serviți o cafea, că noi aici o să polemizăm și fără de dumneavoastră, ne străvim foarte bine. Mă suprimă și eu, dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Pentru că, vă rugăm dacă puteți mai scurt să formulați... Nu, nici nu o să încerc să polemizez, nu polemizez. Eu vreau doar să încercăm să medităm asupra niște momente foarte importante. Orice discuție are la bază o polemică. Exact, nu o să mergem ca să... Eu stau și mă gândesc. Noi în permanență trăim cu această frică. Sfârșitul. Părintele Octavian foarte bine zicea, vă dați seama cum au trăit creștinii anul 666? Vă dați seama cum au trăit creștinii în momentul înălțării la cerul Mântuitorului Hristos? Doar vreau ca să vă imaginați cum apostolii au rămas în acel moment orfani. Vreau să vă mai imaginați mai departe ce a fost secolul trecut. Secolul trecut, două războaie mondiale. În afară de cele două războaie mondiale, anii 40, în Republica Moldova, o foamete nebună. În afară după aceasta, nu, vreau ca să urmăriți gândul meu. După momentul acesta, vine foametea, se termină foametea, se începe Siberii de gheață,
După smerii de gheață se începe și așa mai departe, închiderea masivă a bisericilor, încât a rămas deschisă doar o mănăstire în toată Republica Moldova și așa mai departe. Vreți să ziceți dumneavoastră că noi acum suntem în perioada cea mai strașnică? Ce-ar fi zis creștinii din anii 40? Hai să vă răspund. Vă rog. Ce-ați zice dacă eu aș zice că mie nu mi-e frică de venirea lui Iisus Hristos, ci că de-abia aștept? Vino, Doamne, striga apostolul. Asta e. Vino, Doamne. Deci nu discutăm despre faptul că cineva este sub frică. Așa. Discutăm de faptul că cineva sau noi dorim venirea lui Iisus Hristos. Dar eu vreau să vă spun că anume în această frică permanentă unele culte cearcă să-i țină pe creștinii săi. Nu, despre asta discutăm. Nu, că asta e manipulare. Că e subiectul... Exact. Deci, și atunci eu vreau să înțeleg. Încă ceva. Dacă nu vă temeți. Dacă vorbim despre Scriptură și cu Scriptura, atunci Scriptura nu manipulează și mă ferește de ideea manipulării. Da, da, da. Și atunci zice, amin, vino Doamne Iisuse, cum așa, a zis. Așa. Și în condițiile astea... Vreau să intervin, dacă îmi permiteți. Dumneavoastră mă convingeți pe mine și îmi vorbiți mie, deci prin mine vorbiți. Da? Reforma sanitară, cafeaua. Cei care ne urmăresc vor înțelege că facem un duel doar în doi și Doamne, o bătălie. Deci nu este. Ci suntem și unii și alții în căutarea de adevărului. Promitem să-l facem în patru. Da. Vreau ca... Fiindcă ați atins textul, aici spune așa, pentru că cei care n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, vor cădea de partea Antichristului sau de partea tainei fără de lege. Da? Bun, nu ne interesează Antichristul, pentru că n-am vrut să avem de-a face cu el. Pe noi ne interesează cei care și-au pierdut dragostea din tâi. Ce am putea să facem ca să mai salvăm oameni care au căzut din dragostea din tâi. O perspectivă foarte interesantă a cuvântului. Da, vă rugăm ca să prezentați în două, trei fraze sau câte doar și apoi... Doar cuvântului Antichrist mi-a plăcut foarte mult, cum zicea cineva. Antichristos. Înlocuitor. Pentru toți. Ce înseamnă Antichrist? Antichristos. Împotriva lui Hristos, pe de o parte, iar altcineva zicea foarte frumos, iertați-mă că zic cuvântul ăsta, dar el îl merită. Maimuța lui Hristos. Cel care va încerca să-l imite pe Hristos. Cel care va încerca să o facă pe Hristosul. Asta ca să fie clar pentru toți despre ce discutăm. Credeți că am putea discuta în minutele care urmează despre un fel de sinteză în care să punem ideea de anticrist, deci împotriva lui Hristos, împreună cu ideea de fără de lege? Pentru că societatea mea merge cumva filozofic spre ideea de anarhie, spre scoaterea oricărei legi. Eu în America, eu am trăit momentul în care cele 10 porunci ale lui Dumnezeu au fost scoase din judecătorii, din tribunale, din sala Congresului și așa mai departe. Și noi suntem de urma dumneavoastră, dacă sincer acum. Deci, Republica Moldova, am în vedere. Noi mergem exact de urma Statelor Unite, ale Americii în sensul ăsta. De asta vă sugeram, am putea să le unim pe cele două, pentru că unind cele două, și anume anticristul cu omul fără de legi, imaginea va deveni mult mai complexă și mult mai puternică. Ideea este în felul următor. Noi avem o discuție, o dezbatere încă nefinalizată cu reprezentanții Mișcării Adventiste, anume pe subiectul legii și a sabatului. Am avut 5 întruniri până acum, probabil că o să le... De ce nu mi-a spus că mă mai provocam una? Ideea este că... Nu e târziu? Încă nu e apocalipsa? Ideea este că noi, ca să putem să dezbatem acest lucru, trebuie să provocăm o altă întrebare, care noi până acum n-am ajuns la finalitatea ei și nu vreau să descoper tot aspectul acestei întrebări. Ce înțelegem noi prin lege și ce înțeleg adventiștii prin lege. Noi cunoaștem că legea mozaică în adventism este promovată ca o lege care este valabilă și în Noul Testament, inclusiv cele 10 porunci care sunt corifeul acestei legi, da? Pentru noi în ortodoxie înțelegem prin lege un pic altceva. Nu foarte diferit, dar un pic altceva. Acum, și din acest context, dacă alunecăm spre o astfel de... Bănuiesc că intrăm pe terenul legii, ceea ce este o temă pentru noi foarte interesantă, cred că și pentru dumneavoastră, dar pierdem din vedere subiectul pentru care... Nu mai ieșim de acolo. De acolo nu mai ieșim. Noi avem până acum, ca să înțelegeți cât am discutat, în 5 întruniri,
Până acum am discutat cam vreo 20 de ore și sunt și filmate. Am înțeles. Okay, deci dacă dumneavoastră îmi permiteți... Mai permiteți-mi și da, mie. Vă rog. Iertați-mă, eu profit. Vă rog, eu profit. Vă rog. Vă trebuie să-i dați titlul de pastor pe 2 săptămâni. Gata, v-a luat locul. Da, așa e, cam așa e. Deci observați cum am propus eu să gândim. Eu v-am propus să gândim într-o modalitate foarte largă, foarte deschisă. Eu am zis că societatea întreagă se îndreaptă spre o zonă anarhică. În înțelegerea mea, din punct de vedere al Scripturii, Anticristul se ridică împotriva oricărei legi. Da. El începe cu legea lui Dumnezeu, dar finalizează cu a se ridica împotriva oricărei legi. Că de asta nu zice că Anticristul nu calcă legea. Anticristul desfințează legea. Deci am putea aici să spunem că lumea, la un moment dat, îl va accepta pe Antichrist într-o formă de normalitate. De ce? Fiindcă nu va mai avea conexiunea aceasta cu Dumnezeu. Și în acest sens sunt foarte multe antimergători ai Antichristului, chiar și din creștinism, am putea să spunem, de ce nu? Și, pe de altă parte, putem să medităm și la o altă formă. Noi în creștinism vorbim de un anticrist, un locuitor al lui Hristos. Pe când cealaltă lume așteaptă pe cineva. Pe cine? Pe un izbăvitor, pe un împăciitor, pe un om care va, la nivel mondial, va regla lucrurile, va face să meargă mai bine. Ei îl așteaptă pe el cu multă bucurie și o să bată din palme, probabil, la venirea, la apariția unui astfel de om. Stimate domn, dați-mi voie să spun același lucru care l-a spus dumneavoastră cu cuvinte ale Scripturii. Scriptura zice așa, legea arată păcatul. Sfântul Apostol Pavel spune treaba asta. Unde nu-i lege, nu e călcare de lege sau nu e fără de lege. Foarte interesant, în momentul în care legea lui Iisus Hristos este dată la o parte, este anulată, în momentul acela păcatul nu mai poate să fie identificat. Și omul fără de legii, sau taina fără de legii, cum apare aici, nu poate să fie identificat. Și în contextul acesta, mă repet, Satan sau omul fără de legii, sau cine este aici, poate intra în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, datorită faptului că legea este dată la o parte. Funcția aceasta a legii de a identifica păcatul și nu intru în zona care a spus. Să nu credeți că noi suntem fără de lege. Ortodoxia nu propovădește o astfel de situație. Nici n-am făcut trimitere la așa ceva. Eu un pic aș face o trimitere la prorocul Isaia, care zicea foarte frumos, vai de timpurile când oamenii vor zice răul bine, bine și binele rău. Corect. Mie mi se pare că astăzi, iată timpul care îl trăim noi, este anume acel timp când oamenii au zis să zică răului bine și binelui rău. Iată, vă dau cel mai clasic exemplu. Dacă noi astăzi ne ridicăm să zicem ceva, un cuvânt de rău împotriva grupului LGBT din Republica Moldova sau la nivel mondial, am intrat într-o zonă minată. Asta e zona care ne atacă radical din toate părțile și măcar cea mai simplă declarație a mitropolitului este penalizată automat la nivel mondial. Deci suntem în timpul, și pentru mine asta este mai strașnic încă decât ceea ce ziceați dumneavoastră, timpul fără de legii, suntem în timpul când legea este oprimată. Păi asta este, fără de lege înseamnă oprimată. Legea este dată la o parte. Nu că cineva calcă legea, ci o distruge. La o parte. Sunt introduse legi care vin la distrugerea adevărului, corect, care ne poate corect, face vin. Da, vreau să vă mulțumesc mult. Totuși vreau să privim dintr-o altă perspectivă. Credinciosul simplu. El nu are teologie, el nu are timp să studieze pe data. Ce zice domnul pastor, domnul preot? Vă rog să-mi dați o imagine. Cum e Iisus? Cum e Antichristul? Ca eu, omul simplu, să zic, aha, iată care, cum e Iisus al meu, iată cum va fi amăgitorul. Dați-ne câteva imagini, cum e Iisus și cum e Antichrist. Eu cred că totul, când la venirea acestui om al fără de lege, cred că totul va fi într-o evidență foarte clară. Pentru cei care vor fi proști, dar proști de tot, și nu vor observa această evidență, vor fi trimiși cei doi proroci, da, care vor lumina parcă un pic lucrurile, așa, înțeleg eu lucrurile, dar un lucru important care ar trebui să-l înțelegem în descrierea Antichristului este un fapt care ne va tulbura, cred că, pe toți. Și care este acest fapt? Va cere închinarea pentru sine.
Deci va avea pretenția ca lumea să se închine lui. Nu în numele lui Dumnezeu. Nu se va așeza în locul lui Dumnezeu doar ca să indice spre Dumnezeu, ci va cere închinarea pentru sine. În rest, creștinii ar trebui să fie îndemnați, să vadă să nu fie amăgiți, să ia aminte, să nu fie spăimântați sau înspăimântați de venirea lui. Oricum, ziua, ceasul, nu-l știe nimeni, să nu tâlcuim prea mult, să nu facem o cabalistică din Antichrist, fiindcă dacă facem o metodă cabalistică, matematică de a-l tâlcui, atunci probabil că s-ar putea să luăm foarte mulți antichriști, să-i punem foarte mulți antichriști care, într-adevăr, merg împotriva lui Hristos, dar în locul cel mai de sus. Sfântul Apostol Pavel numește mulți antichriști. Nicolaiții erau antichriști? Erau antichriști, da? Dochetiștii care aveau o învățătură foarte ciudată. Erau și ei un fel de antichriști. Toți cei care se îndepărtau de învățătura lui Dumnezeu erau într-un fel oarecare lucrători ai neadevărului și îi putem numi antichriști. Noi astăzi vedem foarte mulți înainte mergători ai antichristului, dar într-o perspectivă de tâlcuire istorică a Sfintei Scripturi, a Apocalipsei, a Bibliei și a tot a Biblia lui Daniel și a tuturor pasajelor care ne vorbesc, mica Apocalipsă din Matei 24, Luca mai are iarăși la fel. Vedem că Antichristul, chiar dacă noi nu-l putem identifica la ora actuală, din perspectivă istorică, înainte mergătorii lui lucrează foarte bine în lume. Da, vreau să vă mulțumesc mult. Mi-a venit în minte subiectul Scripturii cu privire la generalul lumii care se vor închina Antichristului, da? Și cartea Apocalipsa vorbește despre general și toți locuitorii pământului se vor închina. Iar apoi capitolul 13 a făcut ca toți, mari și mici, bogați, săraci, roboți, repetarea aceasta continuă a celor două elemente opuse, robi, slobozi, aceasta înseamnă o putere universală. Deci nu este ceva, lăsați-l în pace cu Antichristul, că n-are el treabă, el undeva e prin Africa, ci va avea un impact mondial. Un sistem mondial care va face ca oamenii să se închine. Înseamnă că lucrurile vor fi destul de clare pentru cei care, și zice Scriptura, aici e înțelepciunea, cine are urechi, să asculte. Uite, cum am putea să ajutăm oamenii simpli să facă deosebire? Pentru noi ortodoxi este atât de simplu și atât de ușoară tot treaba aceasta, cu toată sinceritatea, cât n-ar fi de straniu. Pentru mine este un verset pe care îl iubesc enorm de mult, Matei, capitolul 16, versetul 18. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui pe ea. Nici porțile iadului nu vor birui pe ea. Deci nu va fi timp când Hristos să nu fie partea bisericii din care fac parte. Mai mult ca atât, mă întemeiez în această credință a mea pe capitolul 28 de la Matei 19:20, când zice și iată eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Deci nu va fi timp când Hristos să nu fie în biserica sa. Nu va fi timp când să nu fie. Noi începând de la anul 33, de la înălțarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eu când ați început dumneavoastră ziceați ceva de că Hristos nu este, eu am vrut de aici să încep. Nu, cu noi este, a fost. Și nu este timp în biserica creștină când Hristos să nu fi fost partea sa. Vă arăt, dacă vreți, secolul 3, 5, 8, 10, 12, 16, 19, 20. Vă arăt în permanență biserica ortodoxă vie, mărturisitoare, cu mucenici, mii și milioane, cu oameni care au crezut în Duh și în adevăr și l-au mărturisit pe Hristos. Întărit fiind de aceste versete, nu am frică. Frica mea rămâne numai în fața lui Dumnezeu de păcatele pe care le săvârșesc. Dar nu am nicio frică și nu mă tem. Dacă îmi permiteți o contraîntrebare, făgăduința aceasta este dată pentru credincioși. Eu voi fi cu voi. Bun, dacă credinciosul doarme pe ureche și zice, nu mă interesează pe mine cine e Antichristul, Hristos mă va salva fără ca el să depună efort să cunoască Scriptura, să se adreseze lui Dumnezeu în rugăciune, să-l ferească de înșelăciuni. Pentru că dacă spune Scriptura și toți locuitorii pământului, înseamnă că
Nu e un lucru simplu. Biblia în limba română, și nu o să mă lăsați să mint, prima Biblie în limba română am avut-o în 1688. Al lui Șerban Cantacuzino, da? Până la 1688, și acea din 1688 era 180 de oi costa. Nu și-o permitea oricine și oricum. Corect. Până astăzi sunt nenumărați oameni care n-au citit Biblia niciodată. Credeți că Dumnezeu nu-i poate mântui cu toate că n-au pus mâna pe Biblie? Dați un pic, vă duc în altă parte. Prima Biblie adunată în formă actuală a fost în secolul IV al creștinismului, anul 396. 396, prima Biblie, primul canon al Noului Testament. Până în 396, niciunul dintre apostoli nu le-a văzut grămăjoară pe cele 27 de cărți. Niciunul. Credeți că nu s-a mântuit? Un pic. Aici ne oprim la alt moment. Credința fără de fapte moartă este. Da, aveți perfectă dreptate. Dar acei oameni au avut faptele credinței vii. L-au mărturisit prin sângele lor pe Hristos. L-au mărturisit prin exemplul lor. Noi l-avem pe Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință. Ați auzit cu toții, sunt sigur. În momentul în care pătimea, de față stătea împărăteasa Alexandra. Și împărăteasa Alexandra, acolo, pătimind Sfântul Gheorghe, la un moment dat i-a strigat: și eu vreau să fiu creștină. Și eu vreau să-L mărturisesc pe Hristos. Și în momentul ce l-a fost dezbrăcată de către Dioclețian și a pătimit împreună cu Gheorghe. Noi îi pomenim în una și aceeași zi mărturisirea lor, a Sfântului Gheorghe și a Sfintei Alexandra. Deci noi vorbim despre altceva, că Hristos nici o secundă nu și-a lăsat biserica sa. Dacă eu cred altfel, înseamnă că pun la îndoială textul Bibliei, pentru că Evanghelia zice: iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Și zice: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Această mărturie, adică. Nu vor birui pe ea. Gata, și eu sunt în această biserică. Și întărit fiind de harul lui Dumnezeu, nu mă tem. Și avem și în Apocalipsa, avem și în Apocalipsa biruința. Noi citim toată Apocalipsa cu toate vaiurile, cu toate vărsările, cu toate, cu femeia care știm cine era. Dar avem viziunea apocaliptică. Știm că Hristos vine pe calul acela alb, da, într-adevăr, avea sângele pe el al jertfirii, dar vedem biruința. Deci țintim spre această biruință. Vom fi în această biruință. Asta ne liniștește cel mai mult. Nu. Da, vă mulțumim, vă rugăm, vă dăm acum cuvântul, da, pentru că vedem că sunteți gata de explozie. Da, vă rugăm. Gata, noi de acum trecem, nu mai spune nimic. Promiteți? Promit. Bun, eu nu. Eu nu. Nu promiteți. Eu. N-ați făcut nimic. Provocăm o discuție extinsă pentru mâine, poimâine, cât mai stați aici? Băi, continuăm la Cărpineni după, sau la Lucașăucă. Vreau să fiu de acord cu dumneavoastră în tot ceea ce ați spus, adăugând că martirii au fost aceia care au păstrat în sufletul lor viu cuvântul. Ei nu s-au urcat pe rug, n-au fost mâncați de lei datorită faptului că n-au avut cuvântul în ei, ci pentru că au avut cuvântul în ei. Faptul că înainte de 300 Sfântul Atanasie vorbea despre iată care sunt cărțile sfinte și amintea lista cărților Noului Testament. Și Origen le prezintă. Asta arată... Fragmentul Muratoriu mai înainte. Asta arată că, spre exemplu, prin persecuția lui Dioclețian, în momentul în care oamenii erau omorâți pentru că erau prinși că aveau cărțile Scripturii în casa lor, oamenii respectivi știau pentru ce să moară. Da. Nu ne-a... Ceea ce înseamnă că acest cuvânt era viu, da, în sufletul lor. Da. Ceea ce înseamnă că ei, la vremea respectivă, studiau aceeași carte pe care o studiem și noi nu acum. Nu știu. De ce nu știți? De acolo nu știu. Pentru de că ce nu știți? Anul 396 este anul când biserica stabilește canonul Noului Testament. Nu la mână. Deci, probabil este, nu. Dar înainte de asta Sfântul să-l completeze. Exact. Dacă îmi permiteți ca să prezentăm teza și apoi antiteza. Vreau să spun că da, într-adevăr, unele biserici locale poate avea o carte, două, trei, zece. Vreau să fiu în...
în consonanță, simfonie cu Domnul. Cu domna Valentina, vreau să mă pun bine. Deci ideea... Recunosc faptul că bisericile locale, marea majoritate a bisericilor locale, aveau o mare parte din cărțile biblice, o mare parte chiar și din alte cărți, care circulau alături cu canonul biblic. Ideea e că în secolul IV, într-adever, ce se întâmplă? Se oficializează. Biserica nu e o problemă. Oficializează, dar acum nu putem pentru să spunem. Pentru că și în 325 se oficializează biserica. Nu putem e să normal spunem, să fie așa. Nu putem să spunem yeah, că... Yeah. Yes. Sigur. Nu putem să spunem. I don't know. Maybe. Nu putem să spunem că toate bisericile locale aveau toate cărțile și le înțelegeau la fel cum înțelege mișcarea adventistă în timpul de față. Sau biserica ortodoxă. Cu toate acestea, iertați-mă, biserica... Exista o înțelegere generală, acceptată. Și bisericile aveau comuniune între ele. Bun, asta da. Bun, dar dacă citesc Apocalipsul, eu găsesc faptul că Apocalipsa a fost statornicită și primită în canon ca ultima carte, abia prin secolul 7-8. Deci nu discut când a fost canonizată, discut că a fost canonizată, da, atâta tot. Da. Dacă a fost recunoscută, înseamnă că pot să o folosesc. Iar dacă eu pot să o folosesc acum, găsesc în Scriptură următorul lucru, și anume, știți ce... Ereziile a fost de la început și biserica a avut capacitatea să le dea la o parte. Așa este. Da. Pe ce bază le-a dat la o parte? Pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Așa este. Datorită faptului că au putut folosi cuvântul lui Dumnezeu împotriva ereticilor, asta mie mi-arată că s-ar putea ca în secolul 2 și 3 biserica să fi știut cuvântul lui Dumnezeu mai bine decât acum. 100%. Dar a mai fost o metodă. Și atunci, dacă ești de acord cu mine, atunci înseamnă că eu pot folosi Scriptura cu aceeași bucurie ca și ei. Și aceeași Scriptură. A mai fost o metodă. Sunteți de acord la același subiect. A mai fost o metodă prin adunările care se făceau împreună. Când apărea o erezie, se adunau la un loc părinții bisericii creștini și hotărau cum se mărturisește, de exemplu, în Roma sau cum se mărturisește în Alexandria, în Efes. Când se ajungea la un consens și spuneau, asta este mărturisirea noastră, atunci, bineînțeles, că se preconiza viziunea generală pe care o are biserica asupra unei probleme sau asupra altei probleme. Dacă de aici, permiteți... Și cu asta închei eu. De aici rolul legii care produce unison sau uniformitate sau conformitate cu Scriptura. Eu zic și rolul părinților care au interpretat Scriptura la unison. Acum, există și așa. Acum și aici e de vorbit. Eu da, ei nu. Dacă îmi permiteți. Deci am intrat în subiectul Scripturilor, dar ne întoarcem înapoi la concepția despre viitor, noua religie globală în care toată lumea strigă, avem nevoie de un lider, în care politicul, în care economia, sistemul bancar să asculte de un nou guvern. Deci o nouă religie mondială. Aceasta este tendința. Noi poate încercăm cumva să fugim de subiectul acesta, dar vrem sau nu vrem, lumea se polarizează. Corect. Se adună. Bun. Ce vom face noi? Ca să folosim cardurile bancare, nu-i voie să facem pașaport cu chip, nu-i voie, doar a fost mare tamtam, nu de mult, și la noi și în România, cu privire la pașapoartele care poartă chip. Da? Și Biserica Ortodoxă a vorbit foarte clar că acesta este Antichristul. Nu, n-a vorbit foarte clar în acest sens. Eu asta înțeleg. A fost confuză. La nivel general, cum se ia o hotărâre în Biserica Ortodoxă? Haideți să vedem, ca să nu ducem în eroare. În Biserica Ortodoxă avem 14 autocefalii. Cele sunt la nivel de biserici locale. Așa este reprezentată ortodoxia la nivel mondial deci, acum. Înțeleg cum vreau să deci, explicați, dacă a fost un sinod, numai un pic. Pentru mine, un creștin simplu, eu nu încerc să vedem ce eucefalie sau înțeles, ce organizație bisericească ortodoxă. Ideea este alta. Faptul că au ieșit enoriașii în centru Bucureștiul și a zis acesta este Antichristul și dați-l afară, eu am înțeles asta este poziția bisericii și nu s-a ridicat sinodul sau Biserica Ortodoxă Română recunoscută, zic oameni buni, duceți-vă acasă pentru că însăși Biserica Ortodoxă nu recunoaște chipul fiind Antichristul. Da? Uite, am căutat să deschid toate site-urile, da? Bisericii Ortodoxe,
nu știu, n-a fost nevoie de o astfel de ratificare, dar... fiindcă dacă noi gândim, haideți să gândim un pic în termeni teologici și așa să gândim lucid. Dacă eu primesc un chip în mine, să zic, să primesc în cap, în frunte, un chip care mă face pe mine legumă, da? Eu nu mai gândesc, normal, gata. Gândirea mea rațională a fost atrofiată. Cum mă va judeca pe mine Dumnezeu? Păi asta e și sens? Problema. Deci ce sens? Lumea, adică s-a ridicat împotriva chipului. Și dacă merg pe stradă, întreb un om, nu contează, ortodox, protestant, ce este semnul fiare? Știți ce va răspunde? Microchip. Toată lumea crede. Uitați-vă, mediul protestant, Biserica Baptistă, Biserica Penticostală, predicile care se vorbesc astăzi. Din mediul protestant vine acest lucru, neoprotestant mai. Nu știu din mediul ortodox. Mediul ortodox a citit foarte multe literatură în acest sens, protestant, am putea, sau neoprotestant. Dumneavoastră care sunteți citit, dar e noreașul simplu, credeți-mă, asta crede chipul. Bun, acum întrebarea mea este, haideți să nu discutăm, că discuția ar putea să fie interminabilă. Problema este însă, credeți că opinia Scripturii contează? Contează, desigur. Adică, ce mi se pare mie? Scriptura spune așa, că dacă vom vorbi despre un guvern mondial, despre o globalizare și așa mai departe, despre religia viitorului, Scriptura spune că religia viitorului va avea ca bază fără de legea. Cum mi se pare? Anarhia. Nu știu ce va fi religia mondială. Nu, probabil, eu gândesc... Nu, dar nu înțeleg de ce începeți cu nu știu, că așa scrie aici. Așa scrie aici, zice că omul fără de legii, ceea ce înseamnă fără de lege. Și înseamnă că omul fără de legii va conduce o tendință progresivă, din ce în ce mai clară omenirii împotriva legii lui Dumnezeu. Nu discut care este, că dumneavoastră ziceați că unii înțeleg într-un fel sau altfel. Eu zic așa, împotriva legii lui Dumnezeu, așa cum o prezintă Scriptura. Discut faptul ca atare. Tendința ca atare. Sunteți de acord cu treaba asta? Eu nu sunt de acord cu treaba asta și vă spun și de ce. Ne uităm în perspectiva istorică. Și o luăm din istorie. Acești 2000 de ani de creștinism. Acești 2000 de ani de la Hristos încoace. Avem în continuare, la moment, 5 religii mondiale. Și hindușii, evreii, musulmanii, budiștii, noi suntem creștini. Avem 5 religii mondiale. Biserica Ortodoxă, mă întorc la cea din care fac parte, cum l-a mărturisit pe Hristos cu 1500 de ani în urmă, așa îl mărturisește și astăzi. Nu și-a schimbat poziția, nu și-a schimbat învățătura despre nimic. Mai mult că atât, câteodată pe noi ne învinuiesc cineva și zic că voi sunteți ortodoxi, un fel de pliușchin care adunați totul absolut și nu dați nimic, nu aruncați nimic. Da, noi suntem așa. Suntem așa. Dar noi tot adunăm în învățătura noastră și da, noi nu ne dezicem nici de o învățătură de a lui Ioan Gură de Aur, de a lui Vasile cel Mare sau de a lui Grigorie. Nu ne dezicem. Noi le păstrăm pe toate și ținem la ele. Și această învățătură de 2000 de ani încoace o tot păstrăm, fără ca o să o modificăm. Și am acest crez în sufletul meu că biserica va rămâne la fel de mărturisitoare și păstrătoare a adevărului chiar dacă va apărea o religie mondială care nu știu ce va face, va uni toate religiile. Nu mă regăsesc, eu cu biserica mea, nu mă regăsesc în acea formațiune globală. De ce nu mă regăsesc în acea formațiune globală? Fiindcă știu că în decursul la 2000 de ani, în biserica noastră, nu s-au modificat doctrinele. Și asta o pot dovedi. Deci asta e toată problema. Nu mă pot regăsi în acea, nu știu, formațiune care va fi condusă de Antichrist, care va cere închinare pentru el. De ce? Fiindcă îl am pe Hristos, care este capul bisericii mele. Am o problemă. Nici eu nu mă văd acolo. Nu asta e o problemă că ne vedem sau nu. Nici eu nu mă văd, nici dumneavoastră nu vă vedeți. Problema ar fi următoarea. Dacă am discuta modelul biblic, nu credeți că am ajunge undeva într-o zonă unde ceea ce spune Biblia ar fi instructiv sau educativ pentru mine și pentru biserica creștină? Pentru că, de ce merg mai departe? Știți, în budism nu există un anti-Buddha. Am zis că lumea din afara creștinismului îl așteaptă. Dar în mahomedanism nu este un anti-Mahomed.
Doar în creștinism este un anticrist. Ceea ce mi-arată mie foarte limpede că drama asta cu fără de legea și cu anticristul se întâmplă în biserica creștină, nu pe la hindu, pe la Mahomed islamici, și așa mai departe. De ce s-ar întâmpla acolo dacă ești așa, sărmănii sunt în neadevăr? Bun, deci încă o dată. Acolo unde este corabia mântuirii. Da, bun. Acolo unde este corabia mântuirii. Un pas mai departe. Un pas, dacă sunteți mai de acord cu mine, ok. Un pas mai departe. Dacă lucrul ăsta se întâmplă în creștinism, orice creștin autentic ar trebui să-și pună problema aia clasică. Doamne, oare n-o fi eu? Știți, la cina cea de taină. Doamne, nu cumva sunt eu. Și atunci, dacă lucrul ăsta se pune în dreptul creștinismului, prima întrebare este, Doamne, cum mă afectează pe mine lucrul ăsta? Și aș merge pe ideea asta. Modelul care apare aici este extrem de instructiv. Este extrem de instructiv. Și spune așa, oameni buni, dacă va exista o atitudine împotriva lui Iisus Hristos, atitudinea respectivă va avea la bază omul fără de legii. Sub toate aspectele lui. Sub toate aspectele lui. Și omul fără de legii este definit ca acela care calcă în picioare legea lui Dumnezeu. În momentul în care legea lui Dumnezeu este călcată în picioare, atunci este afectată închinarea. Textul biblic spune treaba asta. Zice așa, potrivnicul care se înalță mai presus de ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare. Va fi afectată închinarea. Vom avea probleme acolo, pentru că și marea nenorocire a lumii este că nu va recunoaște schimbarea închinării, nu va recunoaște păcatul ca atare, din cauza că nu va avea legea lui Dumnezeu. Și atunci, partea de educație, partea informativă, partea care ne trebuie nouă, este să vedem, domnule, în ce măsură această catastrofă, și anume pierderea legii lui Dumnezeu, este o problemă sau un pericol pentru noi astăzi. Eu așa văd că ar putea să fie partea de educație acestui... Sunt de acord cu dumneavoastră, doar cu o clarificare, care ar trebui să o facem probabil într-o altă emisiune. Ce definim noi prin lege? Auziți, lăsați-o așa. Dumneavoastră să înțelegeți ce vreți prin lege. Eu încerc să văd ce e din cuvântul lui Dumnezeu. Da, este o fără de lege, fiindcă dacă anticristul va cere închinare pentru sine, automat îl vedem ca un om al fără de legii, da? Deci nu putem să spunem că nu este un om al fără de legii. Este un om. Vreau să fac un pic concretizare. Deci o oră s-a scurs atât de repede și primim foarte multe întrebări, dar care sunt de altă temă și din cauza aceasta le neglijez și vreau să spun spectatorilor noștri care sunt într-un număr atât de mare, primim tot felul de întrebări, dar nu le putem pune pentru că nu sunt legate la tema dată. De exemplu, vă rog ca să dovediți cum morții mănâncă sau de ce se face pomana pentru mâncare. Facem o altă emisiune în care vorbim de starea sufletului după moartea fizică și atunci... Dacă sunt întrebări cu privire la concepția noua religie globală, anticristul, cum se va arăta și cum trebuie un creștin simplu să fie pregătit pentru acele timpuri, vă rugăm ca să scrieți întrebări. Dacă sunt întrebări din sală cu privire la această temă, da, vă rugăm. Și să dau microfonul. Dumnezeu spune, băgați de seamă ca nu cumva cineva să vă înșele. Și alt text biblic, el se va preface într-un înger de lumină și se va stărui să înșele chiar și pe cei aleși. De va fi cu putință. Deci, eu înțeleg că noi trebuie să vedem sistema aceasta, de unde s-a început și cum merge și la ce stadie a ajuns până în prezent. Dar să-l căutăm noi că va fi și cum va fi, că Dumnezeu de la început spune, băgați de seama să nu vă înșele cineva. Eu cred că întotdeauna o să avem, dacă suntem în termeni apocaliptici și cercetăm Revelația, cred că întotdeauna, mie Scriptura așa îmi spune, că vom avea posibilitatea să alegem, să urmăm mielul sau să urmăm fiara. Și când o vom face, o vom face în conștiință excelent, de cauză. Excelent.
Da, posibilitatea asta dialectică între bine și rău ar trebui să fie o permanentă realitate în viața noastră și răul ar trebui să fie întotdeauna foarte distinct față de bine. N-ar trebui să se confunde. Faptul că acum noi am început să considerăm și societatea de astăzi a început să considere păcatul o virtute, deja avem o mare problemă aici. Avem nu știm până unde va merge această stare de schimbare a valorilor. Se mută centrul de gravitație de la bine spre rău și noi spunem răului bine. Deci asta e toată problema. Nu știm cât de mult vom înainta în această, în această stare. Trebuie să ajungem spre o concluzie frumoasă. Poți vorbesc. Da, vă rugăm. Eu mă duc la concluziile cele frumoase. Știți, dragii mei, eu permanent pe mine nu vreau să trăiesc tulburat, cu toată sinceritatea. Dar vreau, nimeni nu trăiește tulburat. Și vreau să ne bucurăm de fiecare zi de viața noastră. Și mi-aduc aminte de câteva momente foarte importante din Biblie. Și vreau să vă aduceți aminte și dumneavoastră de acele momente. Primul dintre momentele frumoase pe care le iubesc enorm de mult este întâlnirea lui Avraam cu Dumnezeu. La stejarul lui Avraam, vă aduceți aminte? Și momentul când a sunat întrebarea, Doamne, dacă acolo în Sodomă vor fi 50 de oameni drept, Doamne, ori pentru ce îi țin 50? Nu vei cruța toare cetatea? Voi cruța 40, 30, 20, până la 5 ajung. Și zic, dacă vor fi 5 oameni drepți, oare pentru cei 5 nu vei cruța cetatea? Și Dumnezeu zice, o voi cruța. Deci, în problema Sodomii și Gomorii erau numai 4 oameni au fost drepți până la urmă. 4 oameni. Lot, soția sa și cele două fiice. Și atunci Dumnezeu i-a scos de acolo și a șters cetățile de fața pământului. Deci, atâta timp cât în comunitățile noastre, în biserica noastră, vor fi cel puțin 5 suplete de oameni drepți, n-am de ce mă teme. N-am de ce mă teme. Primul moment foarte important pe care vreau ca fiecare dintre noi să-l țineți minte. Mai apoi, a tot sunat stăruit din partea dumneavoastră această întrebare, dar noi cum să ne protejăm? Dar noi cum să ne păzim? Ia uitați-vă că nu e mult. Ne-ați dus la capitolul 2 de la Tesaloniceni. Și atât de frumos ne dă răspunsul aici, așa. Iar noi, fraților, iubiți pe Domnul, iubiți de Domnul, datori suntem totdeauna să mulțumim Dumnezeu pentru voi, că v-am ales Dumnezeu dintr-o început spre mântuire, într-o sfințire a Duhului și într-o credință adevărului, la care v-a chemat prin Evanghelia noastră spre dobândirea slavei Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră. Gata, s-a terminat. Dacă eu mă țin de predaniile pe care le-am primit, fie prin cuvânt, fie prin epistola dată nouă, s-a terminat orice frică a mea și orice teamă și orice căutare a mea. Pentru că atâta timp cât sunt în duh și în adevăr, n-am de ce să mă tem. Dacă îmi permiteți să mergem spre aterizare și ultimul aspect pe care aș vrea să-l atingem este motivația pentru care Antichristul va avea putere. Uite, dacă aș lua Apocalipsa capitolul 13 și a făcut, deci oamenii nu erau încântați să-l slujească, oamenii nu erau încântați să treacă de partea lui, ci el a inventat un sistem în care i-a impus pe oameni și sistemul acesta este unul economic, da? Să nu poată cumpăra sau vinde. Dumneavoastră zice, nu avem treabă cu ei. Dar în moment ce, ca în timpul lui Iosif, se ia pâinea, vei fi nevoit ca să te supui. Deci chestiunea nu va fi că eu nu am treabă, nu mă interesează până la urmă că eu sunt cu Domnul, dar când îți pune degetele între ușă, atunci vei fi nevoit ca să accepți. Bun, ca individ nu sunt de acord, dar ca biserică, biserica mea va trebui să stea la discuție cu el, nu? Pentru că va avea putere și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde. Deci, la urma urmei, în timp ce copiii îți strigă, mor de foame, tu nu vei putea să stai tare și să zici că, Doamne, eu aștept. Va trebui să iei o decizie serioasă. Da, asta fac ortodoxe, că ziceați bine. Mă gândesc la un moment foarte important. Dacă ne gândim la secolele persecuției, din primele secole, atunci când li s-a cerut creștinilor să se închine cultului împăratului, Nero, Diocletian, altul, care n-a fost, Domitian, că a Iulian fost, apostatul. Da. Iulian apostatul mai puțin a avut el Oliva cultul. Și... Da, a vrut să spurce. Ce au făcut creștinii atunci? Ei au înțeles direct, literar, cuvintele evanghelice și unde au mers? Au mers la moarte. Corect. Probabil că vom ajunge și noi, și nu trebuie să ne speriem de acest lucru, vom ajunge perioada aceea de timp când ni se va cere martiriul. Și atunci vom mărturisi pe Hristos până unde? Până la moarte. Cine va putea să ducă această... Ce face ortodoxia prin post?
De fapt, la noi postul este un exercițiu. E o pregătire pentru martiraj. E un exercițiu permanent, inclusiv și pentru acea perioadă de timp. Este astăzi bucățica de pâine, o mâncăm. Noi e bucățica de pâine, fierbem grâu. Noi suntem, nu avem nici grâu. Mântuitorul Hristos 40 de zile și 40 de nopți nu a mâncat și nu a băut nimic absolut. Deci noi asta vreau să facem, vă întreb, un exercițiu oamenii permanent. Fac protest împotriva politicului de zile frumoase? Pentru că nu-i pâinea. Lipsește pâine. Din cauza asta mergem împotriva politicului. Da? Revoluțiile, de ce se fac? Da, vă rugăm. Nu zicem că nu vor cădea mulți. Vor cădea mulți. Aș vrea să vă întreb un lucru. Da. Așa pentru mine, totuși. Dacă am restrânge discuția noastră vis-a-vis de poruncile lui Dumnezeu la cele 10 porunci, sunteți de acord cu mine că cele 10 porunci reprezintă voia lui Dumnezeu, Tatăl și Domnul Iisus Hristos pentru noi? Sunt de acord că doar cele 10 porunci reprezintă voia lui Dumnezeu, numai că tâlcuirea celor porunci noi o facem un pic altfel. Bun. Această carte bun, reprezintă voia lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, în Noul Testament suntem îndemnați să ținem poruncile lui Hristos. Corect. La acest subiect noi am discutat foarte mult. Deci în întrebarea mea încerc să creez un punct comun. Atât. Nu le restrângem doar la cele 10 porunci. Bun. Cele 10 porunci funcționează ca fiind baza voinței lui Dumnezeu pentru noi. În seara asta am discutat aici în întâlnirea care am avut-o că Iisus Hristos a fost pe Sinai la darea poruncii, la darea legii. E o provocare, dacă sunteți de acord sau nu, este altă dată. Sunt de acord. Mulțumesc. Dacă suntem de acord cu ideea aceasta, vă dați seama, ele sunt... Vedem chiar în Vechiul Testament că de fiecare dată când Dumnezeu apare, parcă în multe momente apare un înger interschimbabil, Malach Yahweh, apare un înger interschimbabil cu Yahweh. Și de fiecare dată parcă ne punem întrebare, de ce e această interschimbare? Și de multe ori, unde Îngerul Domnului apare în Vechiul Testament, îl putem identifica cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mulțumesc. Este superb că am ajuns la concluzia asta. Dacă Iisus Hristos este pe Sinai, atunci cele 10 porunci capătă o valoare autentică, nou-testamentală, fantastică. Vă mulțumesc mult. Punctul numărul 2, aici vreau să răspund la ceea ce a spus dumneavoastră. Impresia mea este că dumneavoastră credeți despre mine că eu nu mai pot de frică de Anticrist. E corect? Nu, da, asta e impresia care e. Bun. Vreau să vă dau asigurarea că nu mi-e frică de Anticrist, dar problema este așa, versetul 10 zice așa, că toți cei de pe calea pierzării au apucat-o la vale pe calea pierzării datorită faptului că n-au primit dragostea adevărului. Asta este tot. N-au iubit adevărul. Ei, acest punct incipient de derivă, de decădere, este extrem de important și eu cred că aici ar trebui tras un semnal de alarmă. Oameni buni, a venit vremea când trebuie să ne hotărâm să iubim adevărul lui Iisus Hristos cu toată ființa noastră. Așa este. Da. Așa este. Eu foarte mult mă bucur că ajungem la puncte care suntem de acord. Mm-hmm. Dar nici nu tare ne-am depărtat. Poate desfărmezi. Dacă mărturisim același Hristos, atunci nu avem cum să avem foarte mare diferențieri, cel puțin în această mărturisire. Deci cineva ne scrie, așteptăm să se discute despre noua religie globală. Ne-am depărtat de subiect. Noua religie globală, cum arată, cine va fi? Dragii mei, noi avem de stat, cum a străgat Arhanghelul Mihail la căderea diavolului, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Noi avem de stat bine în corabia mântuirii și nu a căuta noi fețe sau noi religii. Că Biblia zice că la sfârșitul veacului oamenii își vor inventa religii pentru a-și satisface propriile sale plăceri. Mulțumesc, ia că am ajuns la religia globală. Așa, dar zi mai departe. Da. Eu voiam să zic așa, m-am luat un avânt și m-ați oprit. Păi nu, ăsta e rolul meu. Aici, asta e rolul meu. Dar, atâta timp cât suntem bine în corabia lui Hristos și atâta timp cât cărmaciul corabiei este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu mă tem de nimica. Nu putem lega vă faptul. Vă rog. Vreau să întreb o întrebare. Vă rugăm să luați microfonul, cineva să-l dea.
Noi tot. Stați liniștiți. Vreau să întreb, de ce la Biserica Ortodoxă se face cruce, semnul crucii, și de ce la Biserica Adventistă nu se face? Biserica Adventistă, puteți să puneți întrebări pastorului. O leac pe o parte. Da, uitați-vă că aveți și dumneavoastră semnul crucii. Noi ne și pecetluim cu semnul crucii și vă spun de ce. Fiindcă am primit această formă de pecetluire de la înaintașii noștri care au primit-o de la înaintași, și dacă urmărim în istorie o să găsim momente când creștinii din Biserica Arhaică se pecetluiau cu semnul crucii. Numai că se pecetluiau foarte diferit. Unii se pecetluiau, de exemplu, cu litera tau, da? Pe frunte, alții pe pept, alții cum s-a păstrat în apus, cu toată palma. O să ne punem întrebare de ce s-au modificat, de ce avem atât de multe diferențieri. Fiindcă la început creștinii mărturiseau un singur Dumnezeu în fața tuturor zeităților și le arătau prin cruce, vorbim practic, mărturisim credința. După care au apărut erezii. Care au fost erezii? Acele erezii, de exemplu, nestorienii, spuneau că în persoana lui Iisus Hristos, între firea umană și firea divină, nu există nici o apropiere decât numai morală. Adică Dumnezeu stă acolo unde stă El și omul stă acolo unde stă El. Și atunci creștinii au început să vorbească prin semnul crucii. A arătat că sunt două firi care sunt unite. Firea divină și firea umană în persoana Mântuitorului Hristos și toate duc la Sfânta Treime, fiindcă Hristos vine din Sfânta Treime. Și se pecetluiau așa, cel puțin în răsărit. În apus n-au avut așa problemă. Când a fost invazia islamică și au cucerit aproape tot răsăritul, știm foarte bine cum era mărturisită credința în islam, sau și este mărturisită. Un Allah care nu are fi, nu are cum să fie, el la câteva ceruri distanță, dar de pământ, nu are nicio legătură cu ființa omenească. Nu este tangibil pentru ființa omenească. Și atunci creștinii au mărturisit credința și prin semnul cruce care îl fac, adică cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și arătau această teologie a întrupării. Tatăl, Fiul din înălțimea treimii se coboară jos, ia trup din Fecioara Maria, da? Se înalță la ceruri după înviere, nu ne părăsește, nu pleacă în cerurile astea în care ne uităm noi cu stele, ci în cerurile nemateriale, acolo unde intră cu ființa sa completă, adică și cu trup. Se așează pe tronul divin. Ezechiel încă în Vechiul Testament a văzut această frumoasă așezare a omului care parcă era din două părți. Verificați Ezechiel capitolul 2 și capitolul 8, dacă nu mă înșel, sau capitolul 1 și capitolul 8, da? Și mărturisim pogorârea Duhului Sfânt, care cuprinde prin harul său biserica. Deci Hristos se înalță, nu ne părăsește, nu merge undeva într-un spațiu care nu este apropiat de noi, ci merge în cerurile nemateriale, unde este împreună cu noi, da? În biserică. Duhul Sfânt care cuprinde toată biserica. Da, mulțumim, cred că ar... Spun domnului meu aici că liturgica în Biserica Ortodoxă e mare, e cam așa de groasă. Dacă mă puneți să o povestesc pe toată... Da, simplu, cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat, zice, închinați-vă în Duh și în adevăr. Și asta este baza, de înțelegere a Bisericii Adventiste. Plus porunca a doua. Așa ca idee. Și de aici încolo urmează dialogul vis-a-vis de treaba asta. Dacă vreți, polemizăm un pic și ceea ce s-a întâmplat cu... Eu zic să nu polemizăm, pentru că... Ce înțelegem apropii... prin Duh și adevăr. Da, dacă, nu știu, îi dăm voie dânsul, îmi dai voie mie... Vă rog, numai pe scurt, pentru că trebuie să încheiem, am depășit timpul. Am și încercat să negociez doar o propoziție, dar am zis că frază pe parcurs. Avem 1 Corinteni, capitolul 1, chiar versetul 18, că cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim este puterea lui Dumnezeu. Crucea în Ortodoxie are cel puțin două simbolistici. A zis, în primul rând, cumva cuvântul crucii?
În primul rând, crucea pentru noi este o mărturisire de credință și atunci când ne facem cruce, mărturisim ai cui suntem, iar în al doilea rând avem la taina Sfântului Maslu următoarea propoziție și cu asta închei. Doamne, armă asupra diavolului, crucea ta e dat-o nouă, că se scutură și se cutremură cine? Diavolul, neputând a căuta spre puterea ei. Iată ce este crucea în ortodoxie. Da. Fără de lege. E fără de lege. Numai un pic. Avem, de exemplu, creștinii din Alexandria. Ei sunt creștini copți. Un pic s-au despărțit. Da, a fost așa o conjunctură istorică. Care la nașterea lor, și femeile și bărbații, primesc un tatuaj cu crucea. De ce îl primesc, credeți? Chiar și în momentul în care mor, într-un context islamic sau arab, da, unde sunt toți musulmani, ei sunt înmormântați creștinește. Și chiar dacă au fost creștini care au murit pentru credința lor, l-au mărturisit și faptul că erau tatuați cu această cruce, pentru mulți li s-a adus martiriul. Deci la fel cum avem și sfinți care nu și-au scos crucea de la gât, chiar în fața morții. L-au mărturisit pe Hristos prin acest semn. Avem atâtea întrebări care vin într-o avalanșă spre noi ca să răspundem, dar că nu avem timp în seara aceasta. Îmi dați voie ca într-un minut sau două să încerc eu să vorbesc despre religia aia finală? Că s-a zis să vorbim despre ea universală. Religia mondială, da, da. Vă rog, un minut doar. Nu, finalul e cea ortodoxă, nu știu despre care vreți să vorbiți. Mondială. Eu nu te-aș sfătui să zici treaba asta, că uite ce scrie aici. Eu zic după Matei. Bun, ok. I s-a dat putere, i-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea ranele moarte și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, să facă să fie omorâți tot ce nu se vor închina fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Este un final avertisment. Cuvântul lui Dumnezeu spune, când se vor întâmpla aceste lucruri, voi să credeți. Există posibilitatea că atunci când se întâmplă lucrurile astea să te ia prin surprindere sau există posibilitatea ca chiar să te temi de ceea ce se întâmplă, pentru că este cu totul neobișnuit. Cuvântul lui Dumnezeu spune, ți-am spus dinainte lucrurile astea ca să știi că eu sunt la cârma istoriei, că eu le stăpânesc pe toate astea. În contextul ăsta, a doua Tesalonicen, capitolul 2, ne vorbește despre vremea lepădării de credință. Vremea lepădării de credință, care este o vreme în care fără de legea sau tendința omului de a da la o parte legea lui Dumnezeu, este la ordinea zilei. M-am bucurat foarte mult când Domnul meu mi-a spus, trăim astăzi o vreme de tipul ăsta, când legea lui Dumnezeu este călcată în picioare de hotărârile oamenilor în legătură cu obiceiuri sau grupuri de oameni care se manifestă nebiblic și care totuși astăzi frizează cu normalitatea. S-a amintit LGBT-ul și așa mai departe. Ei bine, se zice că va veni o vreme când, datorită faptului că legea lui Dumnezeu nu mai este, se va ajunge ca o astfel de tentativă să se pună, să se așeze în locul lui Dumnezeu, în templul lui Dumnezeu. Aici, această realitate, coroborată cu cealaltă realitate a semnului fiarei, îmi arată că istoria mea merge în direcția asta. Vom ajunge acolo. Dacă noi suntem pregătiți pentru asta, prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu, e bine. Dacă nu suntem pregătiți pentru asta, prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu, nu e bine. Cu alte cuvinte, dacă stăm ancorați, într-un așa zice Domnul, vom avea șansă să supraviețuim acolo ca o rămășiță. Ca o rămășiță. Deci acolo, iată rămășița care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Dacă privesc un pic biserica ortodoxă, întotdeauna a fost o rămășiță. Din toate punctele de vedere. Vă și explic. Întotdeauna a fost într-o permanentă prigoană. Înainte
au fost martirii, a venit în Bizanț, de exemplu, a fost o prigonire, dacă luăm perioada iconoclastă, chiar din partea împăratului și nu numai din partea, numai în perioada iconoclastă. Mai târziu, când s-a despărțit Roma de celelalte patriarhii, iar am avut parte de o prigoană în timpul comuniștilor, iar am avut parte de... Permanent a fost o rămășiță. Dacă, mai ales dacă luăm și contextul în care câți dintre ortodoxi mărturisesc cu adevărat ortodoxia, o să vedem că chiar suntem o rămășiță. Stimate domn, vă dați seama dacă am vorbit de adventiști, unde am ajunge? Păi câtă persecuție am mâncat adventiștii? Nu câtă ortodoxi. Poftim? Bun, nu cântărim acum cine are persecuție mai multe. Și sunt gata să parie? Lăsăm lucrurile astea. Dacă ați vrea să faceți o concluzie scurtă cu privire la noua religie, viitorul bisericii, pregătirea pentru revenirea lui Hristos. Ce sfat ați da oamenilor simpli de la țară, de la orașe, de oriunde? Cum să ne pregătim pentru venirea lui Iisus? Doar două, trei fraze ca să încheiem pe nota cea mai frumoasă. Iisus revine, ieșiți în întâmpinare. Da, așa zice textul. Iată, mirile vine, ieșiți în întâmpinare. Dați-mi voie să pornesc de la 2 Petru, epistola 2 Petru, capitolul 3. Cu toții gândim că Hristos întârzie, parcă, în așteptările noastre. Avem așa o senzație că întârzie. Eu vreau să spun că îndelungă răbdarea Domnului nostru să o socotiți drept mântuire. Da? Precum v-a scris, așa spune și Pavel. Dacă noi suntem în această îngăduință de mântuire, mai avem un singur lucru de-l parcurs. Să stăm bine ancorați în mărturia că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și Duhul Sfânt lucrează în biserica sa. Și atunci, bineînțeles că cu ajutorul Sfintei Treimi, care sub clopotul de har a căruia ne-am pus, noi credem că vom ajunge în parosie, de la început, de la cinzecime până în parosia. Avem acest parcurs pe care îl facem cu toții. Biserica în perindarea timpului. Și chiar dacă vor veni persecuții, chiar dacă va veni Antichristul, chiar dacă vor veni, cum au fost mulți antichriști în istorie, nu trebuie să ne zgudie nimic. Să stăm pe această temelie pe care am primit-o. Mulțumim mult! Și eu voi încerca să fiu cât mai scurt. Eu am scris pe această foaie doar un singur cuvânt. Final? Și am pus trei semne de întrebare. Vă spun cu toată sinceritatea, eu cred cu toată fermitatea că atâta timp cât mai sunt câteva suflete care au credință și dragoste față de singurul și adevăratul Dumnezeu, acest pământ va fi. Atâta timp cât noi vom sădi în copiii noștri frica și dragoste de Dumnezeu și îi vom învăța să trăiască după poruncile lui Dumnezeu, atâta timp acest pământ are viitor. Atâta timp cât vor mai fi măcar câteva suflete care să-L iubească pe Dumnezeu, va fi pământul. Aduceți-vă aminte de prorocul Ilie, când a strigat la un moment dat: Doamne, nu mai este nimeni, Doamne. Ce a răspuns Dumnezeu atunci? Mai am în câteva mii de suflete care n-au plecat genunchiului, Baal, da, 7000 de suflete. Așa că, dragii mei, cât mai sunt suflete care nu pleacă genunchiul înaintea fiarei, atâta timp pământul are viitor. Întreb încă o dată, final? Totul depinde de noi. Da, așteptăm cerul noi. Mulțumim mult! Pastore, aveți ultimul cuvânt? Absolut, aș vrea să mă leg de ceea ce a spus dânsul și dânsul. Dânsul a zis așa, că Biserica Ortodoxă este rămășița. Stâlp și temelie adevărului. Așa. Și dumneata l-ai spus că câtă vreme vor mai fi câțiva sfinți, istoria va merge mai departe. Ascultați cei cu rămășița. Care împlinește poruncile Dumnezeu. Mulțumesc! Lui Hristos. Noi suntem în discuție. Deci, v-am spus, noi nu suntem un antilege. Da. Numai că înțelegem prin poruncile lui Dumnezeu ceea ce un pic ne diferențiază aici. Deci corect. Nu suntem antilege și nu am spus că Biserica Ortodoxă. Eu știu toate aspectele acestea ale Bisericii Adventiste. Încă o dată, n-am discutat arătând cu degetul. Am discutat spre viitor. Iar în legătură cu sfinții, știți ce sunt sfinții. Da, ziceți și dumneavoastră. Aici este răbdarea sfinților care
păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Vreau să mă mărturisesc că nu mi-a fost niciodată atât de greu ca să moderez o emisiune ca aceasta. V-am trimis la cafea de mult. Nu ne-ați ascultat, nu suntem de vină. Totuși vreau să citesc câteva aprecieri la adresa acestei emisiuni. Deci ne scrie Dorina, mult respect pentru domnii preus, transmit aceleași valori pe care le avem noi în inimă. Da, mulțumim. Apreciere din partea celor care au ascultat. Cred că rămâne de spus un cuvânt, este prea scurt timpul ca să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne este de ajuns o oră, veșnicia. Mâine seară îi mai invităm pe dânsi. Facem și mâine seară, în continuare. Dar poate nu plecăm? E și asta o idee. Bun, vreau să mulțumesc celor care au avut răbdare 2 ore și au stat împreună cu noi. Vreau să zic că urmăresc sistemul Facebook și de la zero am pornit și am ajuns 192 acum care în direct ne urmăresc pe noi. Nu știu pe celelalte platforme cât sunt interesați pe YouTube. Mai mult de 100, da. Mulțumesc. Era o întrebare deci, de la frate. Interesul este foarte mare și cred că și pentru dumneavoastră. N-am putea noi să facem concluziile cele mai bune, pentru că suntem oameni și suntem limitați. Dar aș vrea ca Dumnezeu să vă inspire pe dumneavoastră și cei care ne ascultă să luați concluziile, pentru că nu suntem nici unii, nici o parte, nici alta, dușmanii ai lui Dumnezeu, ci încercăm să descoperim cuvântul și în același timp încercăm să descoperim mântuirea. Pentru că nici dumneavoastră, nici noi, nici biserica, nici o altă biserică nu-și dorește gătuirea sau pierzarea, ci toți ne dorim mântuirea. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne ajute ca cel pe care l-am iubit, l-am așteptat, Iisus Hristos, să-L vedem față în față. Același lucru îl doresc celor care ne-au urmărit. Căutați-L pe Iisus Hristos în Evanghelie, căutați-L pe El în lege și proroci, așa cum s-a descoperit în Luca 24, a început de la Moise, toți prorocii și a tâlcuit toate scripturile cu privire la sine. Atunci, sigur că Antichristul nu va mai avea nicio putere pentru că Hristos va fi descoperit. Până data viitoare, vă dorim doar numai bine. La revedere!